Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! În episodul de astăzi... Ce faci? Bine, filmez. Așa, filmezi? Dar ce are? Arăți că steagul Ucrainei, du-te, schimbă-te. Mai bine acum. Deoarece în episodul anterior am comis câteva greșeli de exprimare, datorită analfabetismului meu, doresc să aduc câteva scuze de rigoare. Tatăl lui Sebastian Dobrincu, Romică Dobrincu, nu a fost condamnat ca urmare a unui proces penal. Romică Dobrincu nu a fost închis ca urmare a unei condamnări de natură penală și Romică Dobrincu nu a fost implicat în distribuția și producția ilegală de alcool. Așadar, în acest episod ne vom concentra pe cariera lui Sebastian, iar la final vom citi de data asta mult mai puțin articolele din anii 2000. Voi împărți acest video pe următoarele capitole, pentru a putea fi mai ușor de urmărit și de digerat. Primul capitol este aroganța lui Sebastian. În al doilea capitol vom discuta despre campania de brigading ce a avut loc în urma primului episod. În al treilea capitol voi relua ideea că Sebastian nu vine deloc dintr-o familie modestă. După care vom discuta despre afirmațiile lui amuzante din diferite podcasturi. Vom analiza paginile web ale afacerilor deținute și voi prezenta câteva articole din anii 2000. Vom începe prin a asculta înregistrarea vocală ce Sebi mi-a trimis-o după publicarea videoului trecut. Public această înregistrare deoarece a cauzat soției mele stări de panică și anxietate în momentul în care am ascultat-o în acea dimineață. Te salut! Uite, te înștiințez, fiindcă-s băiat de treabă, că deși am ignorat și am iertat în trecut oamenii frustrați, din tine voi face un exemplu. Ca să înțeleagă și alți semeni de-ai tăi că există repercusiuni, există consecințe la a denigra pe cineva, la a ataca pe cineva și familia lui, fără niciun fel de argument ancorat în realitate, și că scutul ăsta al internetului nu trece și bariera legală. Și că dacă ai preluat niște fabule de la alți frustrați, le-ai înflorit și tu și ai mai adăugat și tu alte minciuni, nu trece bariera legală și că va trebui să dovedești în instanță contrariu. Plec din Indonezia în câteva ore, ajung în România și îți promit că zilele următoare o să iau toate demersurile ca să vedem dacă poți susține și în instanță cererea asta de atenție. Ai vrut atenție? Cu orice preț? Ai vrut să creezi ceva senzațional? Eu ți ofer atenția pe care ai cerut-o. Ne auzim curând. Sebastian mi-a menționat faptul că era în vacanță în Indonezia. Eu chiar stăteam seara și mă gândeam oare unde mai merge Dobrincu în vacanță. O să atașez acum pe ecran și comentariul ce l-a pus în acel video și vom discuta puțin despre el. În primul rând, mă bucur că Sebi mi-a analizat viața de la 15 ani și a descoperit faptul că am fost voluntar la Verde pentru biciclete în Timișoara, dar de când a devenit ăsta un flex că tu ai fost în California cât timp cineva făcea voluntariat? Aș face și acum voluntariat pentru promovarea bicicletei sau oricărei mijloc de transport alternativ, fiindcă acum mi se pare că e cu atât mai multă nevoie decât era în urmă cu 12 ani. Avem din ce în ce mai puține străzi construite pentru oameni, pentru pietonii în primul rând, iar datorită conducerii de care avem parte, ăsta e un subiect cu politic, o să intrăm în el altă dată, noi practic construim orașele cum se construiau în America în anii 60. Mașini, tati, să fie mașini! Dacă vrei și mai multe motive să te flexezi, o să te ajut, că nu are rost să pierzi timpul, și o să-ți prezint două imagini. Prima imagine este cu mine când lucram la McDonald's, iar a doua imagine este tot cu mine, cu 30 de kg mai slab, în momentul în care făceam delivery la Deliveroo, un fel de Taz, în Anglia. Legat de a doua acuzație, în care îmi spui că eu șterg comentariile de pe YouTube, eu nu am șters în viața mea un comentariu de pe YouTube. Dintr-un motiv foarte simplu, engagement. Cum așa? Păi dacă cineva vine și mă înjură, las comentariu acolo, fiindcă, sigur, la un moment dat, peste o oră, peste 3 ore, peste o săptămână, va veni cineva care îmi va lua apărarea. Iar mai apoi, persoana inițială se va lua de cel care mi-a luat apărarea și tot așa, se creează un ciclu din care eu am numai de câștigat. Mai vine o vizionare, mai vine o pâine. La scurt timp după ce am publicat videoul, a apărut următorul comentariu de la Bogdan Velea, în care spune domnul TPN Labs, că nici nu știa că mă cheamă Mihai, nu-i ca și cum am prezentat sau numele meu nu-i peste tot. A ținut neapărat să zică domnul TPN Labs. Nu înțeleg care a fost motivul pentru care mi-a șters comentariul. Chiar am pus o întrebare simplă despre două articole din presă. Putea să-mi spuneți că ori acele articole sunt false, ori să veniți cu alte articole care să dovedească cele spuse de dumneavoastră. După care
I-am dat un răspuns, i-a spus că dacă vrea mai multe detalii să intre pe canalul de Discord și eu sigur nu i-am șters comentariul, ci cel mai probabil a fost filtrat de YouTube, fiindcă conținea link-uri către surse externe. Acum voi probabil ați crede că Bogdan a intrat pe Discord să vorbim, nu? În niciun caz, Bogdan și-a șters comentariul. După ce i-am răspuns, cam 10 minute au trecut și comentariul a dispărut. Eu sigur nu l-am șters, fiindcă l-am invitat la o conversație, dar apare în comentariu a dispărut. Și acum, dacă ar fi să căutăm răspunsul de ce și-a șterge Bogdan singur comentariul, este suficient să ne uităm la cine are pe follow pe Instagram. O să mai las aici un comentariu primit acum 3 ore ca să vezi că într-adevăr nu le șterg, poți să te duci să-l cauți, e tot acolo. O să fie tot acolo și peste o oră și peste 2 ore și peste 3 ani, tot acolo să rămână. Acum revenim la flexul cu dusul în 15 ani în California. Tot ce ai făcut tu în întâlnirea cu Tim Cook, ai fost să te duci la WWDC. Pentru cei care nu știu asta, este Worldwide Developer Conference, se ține în se ținea, că acum e online, în California în fiecare an. Și tot ceea ce trebuia să faci este să ai o licență activă de Apple Developer, care cred că e $100 sau cât e acum? E $100 pe an. Și, conform Wikipedia, până în 2020 trebuia să plătești un bilet ca să te duci la acea conferință, iar pe bilet era ceva licitație și ajungeai să plătești și $1,600. Și cum mi-am dat seama că Sebi a fost la conferința WWDC? Fiindcă pe 13 iunie 2016 a postat poza ce am atașat-o și pe ecran, iar fix pe 13 iunie 2016 a avut loc și conferința. Și dacă vă uitați în colțul din dreapta, pe poza lui apare și WWDC pe hanorac. Iar la poza asta nu mai am ce comenta. Pun pariu că Mark nici nu știa că e făcut poza. Mă gândesc că te-ai dus ceva de genul ia, with my boy Mark here. Mi se pare ciudată poza în care el se uită pe telefon și nici măcar nu se uită la camera. Iar tu ești la 50 de metri distanță. Stau și mă întreb oare ce discuții ai avut tu cu Tim Cook sau cu Mark Zuckerberg la vârsta de 15 ani? Ai discutat oare despre sisteme distribuite? Le-ai propus oare o arhitectură cu microservicii? Cum ai putut tu să fructifici discuția la 15 ani? Să o fructifici benefic, nu să o fructifici pentru flex. Iar înainte de a încheia acest capitol al aroganței lui Sebastian, aș vrea să-l întreb ce s-a întâmplat cu articolele de la Recorder și de la Forbes. Acest articol publicat în data de 19 februarie 2018 a fost eliminat de pe site-ul Recorder, întrucât la o verificare ulterioară am constatat că a fost insuficient de documentat și nu corespunde standardelor noastre editoriale. Iar articolul de la Forbes, la fel, a fost eliminat. Tot ceea ce putem ști este că this page is no longer active. Atașez mai jos și e-mailul meu trimis către Forbes, fiindcă în urma notificării ce a venit după primul video, mi s-a dus la cunoștință faptul că eu nu am contactat trusturile de presă. Al doilea capitol, campania de brigading. Înainte de a discuta despre această campanie, haideți totuși să lămurim ce este acest termen. În lumea internetului, acest termen se referă la coordonarea de atacuri de către un grup de oameni pe o platformă de social media pentru a face ca ceva să pară mai important sau mai neimportant decât sunt cu adevărat. Practic este o campanie care se declanșează pentru a denatura un subiect de discuție, a denatura pozitiv sau negativ. Încep acum cu prima imagine, cu timestamp-uri. La data de 21 august, adică miercuri, o să zic acum doar miercuri, că e mai scurt decât 21 august, miercuri la ora 4:04, aveam 701 like-uri, iar rația de like-dislike era de 99.7%, tot miercuri, dar de data asta la ora 9, practic comentariul lui Sebastian a venit la ora 19.54, iar screenshot-ul meu este făcut la ora 21 și putem vedea cum dintr-o dată au venit 211 dislike-uri. Nu știm cum și nu putem spune de unde au venit acestea, putem doar să constatăm că este o coincidență ceea ce s-a întâmplat. Mai departe, numărul de like-uri la comentariul lui Sebastian la ora 22:21, tot miercuri. O altă coincidență prin care am trecut, fiindcă în condițiile în care în 3 zile, deci după 3 zile în care oamenii au văzut videoclipul, au comentat și au dat like la alte comentarii, comentariul lui Sebastian era cel mai apreciat. Avea 50 de like-uri, cred că următorul de sub avea vreo 20 maxim. La fel s-a întâmplat o coincidență, numai coincidențe s-au întâmplat miercurea, dar și marțea s-au întâmplat coincidențe. Haideți să ne concentrăm pe postarea de pe Reddit.
să ne uităm cum și acolo brusc au început să apară downvote-uri masive. Înainte să mă duc la culcare, postarea avea în jur de 150 de upvote-uri. Puțin context, pe Reddit poți să dai vot sus sau vot jos. Dacă dai vot sus, cresc ca voturile, dacă dai jos vot, acestea scad. Iar practic, înainte să mă duc la culcare, avea postarea aceea cam 150 de upvote-uri. Din păcate, poza mea nu este decât de la ora 3 și 4 minute, în care se atestă faptul că aveam 133. Brusc, a doua zi când m-am trezit, asta s-a întâmplat marțea, când m-am trezit miercurea, la ora 7 dimineața, postarea avea un număr negativ de voturi. Iar în momentul în care o postare are un număr negativ de voturi, pe Reddit se afișează 0. Iar postarea nu se duce mai departe către public. Este ca pe Facebook. Cu cât ai mai multe like-uri, cu atât ajunge la mai multe persoane. Cu cât ai mai puține downvoturi, cu atât subiectul nu se duce la alte persoane. Oare de ce ar vrea cineva? Nu știm cine. Nu fac vreo acuzație. Pun doar o întrebare. De ce ar vrea cineva ca această postare să fie îngropată în downvoturi? Pentru a stinge din reach și pentru a ajunge la cât mai puține persoane. Mai departe, comentariul meu are 57 de downvoturi. Avea vreo 2-3. Dacă m-am trezit a doua zi dimineață, avea minus 57. Și în comentariul acesta explic cum Romica Dobrincul deține restaurantul despre care am vorbit în primul video, și anume Journey Pub. Reiterez și am spus și mai devreme, nu putem ști și nu putem demonstra cine a organizat această campanie. Eu pot doar să remarc niște coincidențe. Și în acest video am prezentat niște poze luate la anumite intervale orare. Capitolul 3. Familia deloc modestă din care provine. În podcastul cu Micuțu, la minutul 7 și 8 secunde, Sebastian spune că el nu provine dintr-o familie de bogați. Nu știu dacă se menționau și în articole și astea, că nu vin din nu știu ce mediu de oameni bogați sau nu știu ce familie, din middle class, super modești, super nimic ieșit din comun. Haideți să investigăm puțin această afirmație. Sebastian susține că el avea o familie modestă. Dacă ne uităm pe datele financiare ale firmei Selenar SRL, cu cuiu 686-9240, cifrele ce le vedeți pe ecran sunt afișate în euro. Mai departe, atașez o poză care să ateste faptul că Dobrincu Romică, tatălui Sebastian, deține Selenar SRL. Datele din prima imagine sunt preluate de pe listă firme, datele din a doua imagine sunt preluate de pe termene.ro. Și putem observa cum firma a cărui administrator este tatălui Dobrincu în 2005 avea active imobilizate de 5 milioane de euro și capitalul proprii de 5 milioane de euro. Rețineți, cifrele de acolo sunt în euro. Bine, n-avea 5 milioane, hai să fiu exact. Avea active imobilizante de 4.954811 euro și avea capitalul proprii de 4.651338 euro. Ca să fiu exact. Mai departe, atașez pe ecran o hotărâre, hotărârea numărul 2 din 1 martie 2005, prin care se atestă faptul că subsemnații Dobrincă Romică domiciliat în am cenzurat și Dobrincă Ioan domiciliat cenzurat, în calitate de asociați ai societății comerciale Selenar, am hotărât modificarea actului constitutiv și îi mai departe actul. Poți să vezi practic negru pe alb că tatăl tău, Dobrincă Romincu, și unchiul tău, Dobrincă Ioan, sunt asociați și dețin compania la data de 1 martie 2005. Mai departe pun comentariul lui Sebastian în momentul în care i s-au dus explicații similare și o să o luăm pe rând afirmațiile. Prima este, asociez numele părinților mei în niște afaceri cu care ei nu au nicio legătură. Ți-am demonstrat cu hârtii că se vede clar cum ei au legătură cu acea firmă. Self-made from ground up. Asta rămâne de văzut. Eu refuz să cred că părinții lui Sebastian, care aș vrea să zic că aveau milioane în 2005, dar nu pot să zic în același timp că aveau milioane de euro în 2005, că nu am fost acolo să-i văd cum au milioanele la ei în brațe, ci o să spun faptul că aveau acces la milioane de euro în 2005. Bine, nici acces nu-i bun. Să spun că erau împrejurul lor erau milioane de euro în 2005, când o bună parte din români au rupt granițele să muncească în străinătate. Este absurd să-i spui că nu i-au acordat absolut niciun ajutor fiului să ajungă în America
sau să aibă condițiile mai mult decât propice pentru a se dezvolta. Sebastian, tu la 15 ani ai avut suficient bani să ajungi în America la conferința Apple, ceea ce presupune că aveai un calculator cu sistem de operare Apple, MacBook sau iMac sau Macintosh, pentru că altfel nu aveai cum să dezvolți aplicații Apple și nu aveai cum să scrii librării pentru aceștia, după cum tu susții. Un astfel de calculator, un MacBook sau iMac, valorează cel puțin 1000 de euro. Hackintosh-ul probabil puțin mai puțin, 800 sau depinde cum ți-l faci. Și de asemenea aveai bani de avion dus întors, care presupun cel puțin alți 1000 de euro. Eu până la 18 ani am programat și am filmat tutoriale. Dă-i, intre pe canal și poți să le sortezi după cel mai vechi, de pe o râșniță de calculator. Era vai morții lui calculatorul ăla. Gândește că eu editam de pe Sony Vegas și înainte de Sony Vegas foloseam Windows Movie Maker, pentru că Adobe Premiere Pro nu mergea efectiv pe calculator, n-aveam nicio șansă să-l folosesc. Iar eu la vârsta ta nici nu visam să văd un avion care pleacă către America, da, păi să și intru într-unul. Continuăm cu afirmațiile amuzante din diferite podcasturi. Ne întoarcem la podcastul cu Micuțul, la minutul 16 și 41 de secunde spui că ai făcut site-uri în 2004 și 2005. Și când am dat save și am deschis, fișierul a făcut de mine Notepad și am văzut că e un site din ce am făcut eu Notepad, deci efectiv, cred că atunci nu o să uit momentul, mi s-a schimbat cu totul raționamentul, toată viziunea asta cu programarea. Ți s-a confirmat că munca ta cântărește ceva și financiar. Da, să zic că până la urmă am început să văd cum se fac site-urile astea mai în detaliu, cum poți să-i faci să-și arate bine, cum arăta bine în 2004-2005, știi? Mm-hmm. Având în vedere că te-ai născut în anul 1998 conform propriului site, asta înseamnă că aveai 6 sau 7 ani în momentul în care făceai site-uri pentru spălătorii auto. Practic, când alții se jucau cu Lego-uri, Dobrincu făcea website-uri pentru spălătorii auto. 15-15 ani, făceam 15 ani vara aia. Și atunci ți-au și propus și Facebook-ul și Apple-ul să lucrezi la ei? Bine, nu că mi-au propus, că propuneri tot primeam non-stop, dar la început nu știau ei câți ani am. Știi că lucram pe proiecte cu ei, cu ingineri de la ei, pe care ei le foloseau de ceva timp în, de exemplu, aplicația de mobil, de asta de iOS, de iPhone, de aplicația de Facebook, foloseau librăriile astea pe care le scrieam eu, știi, gen parte din codul pe care era așa. La minutul 29 spune că foloseau librăriile făcute de mine și aici susține că în momentul în care avea 13 ani a scris librării pentru Facebook și Apple și nici nu are rost să intru în ce implică scrierea unei librării. O companie nu-ți va folosi librăria dacă nu este testată pentru siguranță, pentru security, pentru scalabilitate și așa mai departe. Trecem la podcastul Măruță. La minutul 15 și 45 de secunde te plângi că săracul de tine ești vânat de oameni pe internet și că primești răutate din invidie. Erai vânat pentru faptul că toate lucrurile, cum spui tu mai devreme, sunt inventate și că n-au treabă cu realitatea. Da, asta se întâmplă și azi. Și că, de fapt, da, și astăzi... Sunt convins că există o grupare de oameni care ei cred că eu sunt cel mai bun actor. Dai să mă citezaur național, sunt în domeniul teatrului și tot, dacă eu pot să joc 10 ani de zile un rol, să mă prezint, să citesc de pe prompter la Imperiul Leilor, acolo, să toate astea. Dar cât timp crezi ceva în lumea asta, n-are cum să nu apară și mulțimea aia care n-are mă cum. Și asta e boala națională la noi. Nu primești răutate din invidie, primești răutate fiindcă poveștile tale sunt într-adevăr adevărate, dar sunt foarte umflate cu pompa. Și vom reveni la asta la cuvintele de încheiere ce vreau să ți le adresez. La minutul 20 și 39 de secunde, Măruță spune că Sebi s-a angajat după ce și-a modificat CNP-ul. Vreau să ajungem la chestia aia, modificat CNP-ul, nici nu mai contează cum, ai reușit să primești și să semnezi contractul cu ei. Pentru că acum probabil o să-i căuni, cum ai pus într-un contract un CNP și ai primit banii în cont, că nu era CNP-ul, se putea verifica, se fac nici tot... Nici măcar în contul meu, în contul tata. Da, da, cum să fie contul tatălui când CNP-ul era al tău și modificat, că ea se prindea... Să opresc când stătea cineva să verifice CNP-ul la corect. Cont. Da, de asta zic, adică probabil o să fie... Fapta s-a prescris, aici nu putem comenta, este o afirmație similară ce se regăsește și în podcastul lui Micuțu. Povestea este așa, contractul era semnat pe un CNP modificat, iar banii intrau în contul tatălui său. Aici se aprinde o grămadă de semnale de alarmă, păcat că nu răspunde nimeni la ele. Departamentul de HR al oricărei companii își cere buletinul pentru angajare. Tu practic trebuie să-ți modifici CNP-ul în două locuri. Cum ai reușit să-ți modifici CNP-ul atât de bine astfel încât să nu bată la ochi faptul că ceva nu pușcă acolo? Cum se transferau banii în contul tatălui tău? Fiindcă, având în vedere că procesul de plătire al salariilor într-o firmă normală la cap, nu într-o firmă cu doi angajați,
procesul este automatizat, la bancă ar trebui să sune niște sirene pentru că banii au fost transferați către Sebastian, dar au intrat în contul lui Romică. Aceste două date nu pușcă, astfel încât banca ar fi trebuit cel puțin să sune compania sau să facă câteva investigații. Fiindcă eu refuz să cred că compania unde tu lucrai transfera banii pe numele tatălui tău când de fapt tu erai cel angajat. Iar acum, la minutul 6 din emisiunea Joi în 2, fratele lui Sebastian menționează faptul că tata are un restaurant și îmi place foarte mult pizza pe care o face. De la pizza. Nici blatul, mai ales blatul. Mai ales de pe pizza. Ce pizza îți place ție cel mai mult? Îmi place... Tata are un restaurant și îmi place foarte mult pizza pe care o face. Și îmi place diavola foarte mult. Ai uitat așa? Nu, fără. Dar de ce s-a uitat mami așa când a zis tata are un restaurant? Ca și cum că, aulă, ai zis și asta, știi? Da. S-a supărat tu să zică. Ce să mai, acum ne așteptam să aibă un restaurant. Băiatul are niște milioane de dolari, adică nu e. Dar nu, care restaurant înainte să aibă băiatul orice milion. Are un restaurant de familie, unul nostru, adică nu e. Cine știe ce restaurant oricum, dar e muncă cinstită, muncă frumoasă. Mai departe, moderatorul Coțofană confirmă faptul că mama lor se afla în studio și aceasta a făcut o mutră în momentul în care David a dat o informație din casă. Iar Sebastian intervine spunând că da, are un restaurant de familie înainte să fac eu milioane, un restaurant cu unchiul nostru, nu este cine știe ce restaurant. Restaurantul despre care este vorba este Journey Garden, închis recent, doar cu activitate de peste 10 ani de zile. Firma din spatele restaurantului se numește Wings Concept și am pus în articolul din descriere link, dacă vreți să aflați mai multe, linkul duce către termene.ro. Mai departe, am luat un alt podcast la analizat, un podcastul lui George, nu știu cum se pronunță. Cum Jorge? E George. Na bine, aparent e Jorge. Dar vreau să mă acupăr că pe el mă fac ăștia în alfabet. La minutul 20 și 10 secunde pune că el nu este atras de lucrurile scumpe. Un lucru l-am observat la tine, că aveai o geacă H&M. Și lucrul ăla pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că mi-am dat seama că geaca aia ți-ți plăcea și ți-ai cumpărat-o și nu conta dacă era de la H&M sau de la Gucci sau de la Prada sau de la Timir, ce alți, unii care ar avea banii tăi, s-ar îmbrăca cap-coadă numai din branduri, că mai sunt și unii care se și laudă cu chestia asta. Da, nu știu ce geacă aveam, dar revenind la ceea ce am zis la început, nu e un aspect pe care îl prioritizez, nu e ceva ce mă atrage. Nu sunt un tip materialist și nu o spun asta cu o mândrie, o spun descriptiv despre mine, nu mă pasionează, nu sunt atras de neapărat de lucrurile scumpe, îmi plac lucrurile frumoase, îmi place și vis-a-vis de haine. Cred că poți să te îmbraci frumos fără să cheltui o avere, dimpotrivă, dacă, nu știu, uite, geaca asta, îmi place, așa, e Zara, place. Vrei să râdem de ea, uite, Zara. Nu râdem, dar e foarte frumoasă, e că foarte nu știu, tare. Pentru unii poate e o rușine. Hai că începem, ok. Ia, ce am? Reserve. Păi, asta zic că... Sună foarte bine în teorie, chiar ne arată, uitați aici eticheta e de la Zara. Și el reiterează ideea asta, că nu-i plac lucrurile scumpe. Da, într-adevăr, văd că nu-ți plac lucrurile scumpe. Lamborghini-ul ăsta e al tău. Ai spus în alt podcast că ți l-a luat albastru, că e culoarea ta favorită. Dar, într-adevăr, poate opinia ta s-a schimbat din 2021 până în 2023. Acum trecem la paginile web. Vom începe cu StoryHip. Și în momentul în care vrem să ne înregistrăm, vedem cum pe acest checkbox putem să-l bifăm de două ori. Lucru care nu este permis în lumea web development-ului. Dacă era ceva care putea fi bifat de două ori, era o căsuță din această pătrată, nu o căsuță rotundă. De asemenea, butonul de Request Demo și Explore Demo duc către aceeași pagină, iar pentru ceva de așa mare succes, nu prea găsesc review-uri în limba engleză despre StoryHip. A doua aplicație lui Dobrincu se numește brandmates.com, denumire care seamănă foarte mult cu brandmates.co și aici la fel, butonul de blog duce către un 500 internal server error, butonul de FAQ nu funcționează, iar review-urile acestea ce le vedeți sunt de la persoane false. Haideți să vă și demonstrez. Luăm pe rând prima imagine îi aparține lui unui marketing director, Kirill Liuvo, nu, e un nume slavic, nu știu să-l citesc, aparent este de pe Pinterest, și se numește Miști.
nu știu care e faza. Continuăm următoarea imagine. Următoarea imagine îi aparține lui Pavel Cadisc, design director la Dropbox. Vedem că Pavel este de fapt un om de pe Dating Henry 18 Main in United States, de pe un site de întâlniri. Întâlniri amoroase, nu întâlniri de afaceri. Iar ultima poză, care teoretic ar trebui să-i aparțină lui Ellen Vinata, vedem că de fapt se numește Sandra Jones și este Director of Marketing la BizConnect. Sau Julie James, sau Tracy Chapman, sau Felipe King. Doamne, câte denumiri are persoana asta, apare peste tot. Dar în același timp poate să fie și Digital Designer la InVision. Și acum, înainte de încheiere, mai doresc să prezint o imagine în care putem vedea faptul că Dobrincu Ioan și Dobrincu Romică sunt asociați cu 1% în firma Alco Invest SA, unde în această firmă mai este asociat și Ștube Viorel cu 95%. Iar, repet, despre Ștube Viorel găsim faptul că a fost condamnat la 9 ani de închisoare. Numele lui Romică Dobrincu mai apare și într-un articol din anii 2000, în care se specifică faptul că au fost sechestrate în vederea confiscării aproape 10.000 de litri de alcool. Rând pe rând au figurat ca acționar Nicoleta Gheată, Romică Dobrincu, Adrian Dobrescu și mai departe spune ce s-a întâmplat cu firma și că a ajuns la egipteanul Khaled Hassan Asrel Ibrahim. Despre frații Ștubei existau informații că se numără printre adevărații capi ai mafiei alcoolului din România. Numele lui Dobrincu se mai găsește și în portalul judecătoriei din Argeș din anul 2008, alături de Xibi Ișvan și Dobrincu Romică și în dosarul din anul 2008, inculpații inclusiv Romică Dobrincu și Xibi Ișvan sunt achitați pentru infracțiunea de înșelăciune. Iar acum doresc să reiterez următoarele. Niciun membru din familia Dobrincu, inclusiv, bineînțeles, Sebastian, Romică și Ioan, niciun membru din familia Dobrincu nu are condamnări de natură penală și niciun membru din familia Dobrincu nu reprezintă un soi de paravan sau interfață pentru un grup infracțional. Acum câteva cuvinte înainte de încheiere. Dragă Sebi, nimeni nu ți-a reproșat calitatea de programator. M-am uitat și eu pe GitHub-ul tău, te-am spionat puțin și profesional și pare sincer că te pricepi la ceea ce faci. Tot ce încerc să scot în față prin acest video este modul alterat prin care îți prezinți startul ce l-ai avut în carieră. Este o diferență uriașă din a avea nimic și a face 1.000.000 de euro și a face 1.000.000 de euro când ai pe cineva în spate care să te susțină financiar și să-ți ofere sfaturi. În opinia mea, de ce face Sebastian asta? Pentru că prinde mai bine la public să fii milionar ridicat de la zero decât să fii milionar într-o familie de milionari. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare. Eu am fost Mihai și ne auzim data viitoare.